În magazinele țării, la această dată sau la întierea recoltării, fermierii au adunat 9 milioane tone de grâu, ceea ce înseamnă o producție care se înscrie cu în rezultatele obținute de-a lungul vremii. În tabloul zilei se pune întrebarea: ce faci? Și nu întâmplător am început cu felicitarea fermierului, pentru că au intrat în perimetrul activității zilnice, am trecut pe teritoriul țării la însămânțarea culturilor de toamnă, în așa fel încât să putem spera la rezultate bune pentru anul agricol 2022-2023. Semănatul la rapiță s-a încheiat. Este un plus de suprafață față de anul trecut, de aproape 60.000 hectare. Am depășit 530.000 hectare însămânțate. Starea de vegetație este cunoscută, e diferită de la o zonă la alta, funcție de epoca de semănat, de condițiile care au apărut după aceea. Este o situație care ne dă speranță că această cultură va intra bine în iarnă.